Smartphone-urile încep din ce în ce mai mult să ia locul aparatelor foto. În fiecare an vedem camere mai bune, blitzuri mai mari, dar fotografie de pe telefon rămâne fotografie de pe telefon. Totuși există careva excepții ce pot fi numite aparate foto cu funcțiile unui smartphone, nu invers. Acestea sunt Sony Xperia Z1, Samsung Galaxy S4 Zoom și Nokia Lumia 1020. Camerele acestor trei modele întrec cu mult aparatele foto care probabil deja se prăfuiesc pe rafturile voastre. Sony Xperia Z1 este un smartphone rezistent la apă și praf, vine cu 20,7 megapixel cu lentile marca Sony G-Lens, cu stabilizare digitală a imaginii și un blitz LED. Următorul este smartphone-ul care seamănă cel mai tare cu un aparat foto digital. Astăzi nu comentăm nimic despre cât de straniu arată și ne axăm doar pe cameră. 16 megapixeli iluminați din spate datorită tehnologiei BSI, cu stabilizare optică și un zoom la fel optic care apropie de 10 ori, iar pe timp de noapte un blitz Xenon. Al treilea candidat este un gigant în materie de megapixeli. Nokia Lumia 1020 este smartphone-ul cu cel mai mare număr de megapixeli la moment, 41. Renumitele lentile Carl Zeiss, stabilizare optică și un blitz Xenon. Totuși, pentru o poză bună nu contează mereu numărul de megapixeli. Asta urmează deja să vedem în minutele următoare. La capitolul comoditate, toate cele trei modele sunt diferite. Galaxy Zoom-ul este ridicol de mare și imposibil de scos din buzunar fără a atrage privit. Alo, da? Da, banii, mâine aduc banii. Și asta e. Telefon. N-ai telefon. Totuși, acesta poate fi plasat pe un stativ exact ca un adevărat aparat foto. Lumia 1020 este ceva mai neobservabil, totuși numărul de megapixeli înghesuiți au făcut ca obiectivul să iasă un pic în față și să facă telefonul să se clatine pe masă. Compromisul la acest capitol este Sony Xperia Z1, la care camera nu iese nici cu un milimetru în față și se așează pe masă ca un smartphone cu o cameră obișnuită. Pozele de pe oricare din aceste device-uri ies clare, spre deosebire de smartphone-urile obișnuite. Însă, dacă să le comparăm între ele, diferențele sunt vizibile. În aceste exemple putem vedea că camera Lumiei și a Xperiei întrec un pic Galaxy Zoom-ul. La acesta pozele ies în nuanțe mai șterse. Cea mai bună balanță de culori este la Xperia Z1, unde și negrul și galbenul par mai reale. Dar dacă vă plac pozele cu mai mult contrast, atunci Lumia la fel se laudă cu rezultate mai bune. La detalizarea Nokia Lumia 1020 nu are concurenți. Pozele sunt extrem de clare și au o rezoluție imensă. Atunci când faci o poză de pe Lumia 1020, în telefon vei avea aceeași poză în două exemplare. Una făcută cu 38 de megapixeli și una făcută cu doar 5 pentru a o împărți pe rețelele de socializare. Ambele cu aceeași calitate. După rezultate, urmează Galaxy Zoom-ul, care este peste Xperia Z1. Dacă e să vorbim despre zoom, desigur Galaxy S4 Zoom este învingător. La apropiere maximă mai exact de 10 ori, acesta face poze foarte calitative, spre deosebire de cei doi adversari. S4 Zoom este câștigător și la unghiul de vizualizare a cadrului. Nu trebuie să te îndepărtezi foarte tare de obiectul pe care vrei să-l fotografiezi. Pentru focusarea cadrelor de aproape, Lumia la fel a ieșit învingător, cu un contrast bun și o focusare foarte exactă. Mă așteptam mai mult de la Xperia, la care pozele au ieșit pe deasupra mai întunecate. În întuneric, iese din nou în evidență Lumia 1020. Cadrele nu sunt șterse de lumini, acesta isprăvindu-se și fără blitz. Xperia și Galaxy Zoom-ul la acest capitol seamănă. În unele situații, Xperia poate scoate mai multe puncte pe poză, în altele poate face poze chiar mai bune. Cu blitzul aprins însă surpriză, dar Galaxy Zoom-ul a ieșit învingător. Blitzul nu arde fotografii așa ca și la Lumia. În cazul Xperiei, a dezamăgit pentru că are doar un mic blitz de tip LED. Pentru video, toate trei exemplare filmează Full HD, însă doar Lumia 1020 și Galaxy Zoom au stabilizare optică. Chiar și așa, Sony Xperia s-a descurcat foarte bine, iar sunetul înregistrării este cel mai bun din toate cele trei. Pentru video, toate cele trei exemplare filmează în Full HD, însă doar Nokia Lumia 1020 și Samsung Galaxy S4 Zoom au stabilizare optică. Chiar și așa, Sony Xperia se descurcă foarte bine, iar la capitolul înregistrare sunet, Sony Xperia Z1 le întrece pe toate trei. Nokia Lumia 1020 s-a evidențiat prin culorile bine pronunțate și desigur detalizarea. La Galaxy Zoom poate nu este cea mai bună calitate, dar dacă aveți un stativ combinat cu stabilizarea optică deja prezentă, puteți obține imagini video foarte frumoase. Să vedem cum stăm cu controlul camerei.
Opțiunile camerei pe Sony Xperia Z1 îți permit să faci poze cu setări complet automate sau, dacă ești mai priceput și vrei un rezultat mai bun, îl poți dirija cu orice opțiune manual. Un efect foarte interesant pe care Sony l-a introdus este AR Effects. Acesta proiectează pe orice suprafață diferite imagini tridimensionale. For fun, este chiar la îndemână. La Galaxy S4 Zoom avem o mulțime de efecte deja prestabilite specifice smartphone-urilor Samsung, ca spre exemplu Best Photo, regimul HDR, fotografiere continuă și multe alte opțiuni în dependență de situație. La fel și aici există regimul manual, unde poți configura totul, de la focalizare până la numărul de cadre pe secundă. Nokia Lumia 1020 poate nu are efecte prestabilite sau jucării care îmblă prin ecran, dar are cea mai perfectă interfață pentru a face manual pozele. Toate opțiunile apar direct pe ecran și nu este nevoie să intre în foarte multe meniuri. La fel și regimul automat este plăcut și ușor de folosit. În concluzie, cu astfel de smartphone-uri chiar nu mai avem nevoie de camere de buzunar. Galaxy Zoom este peste adversarii săi dacă obișnuiți să faceți poze de la departare, iar la funcționalitate seamănă mult cu un aparat foto. Privindu-l ca pe un smartphone este destul de greu, însă unii din contra pot aprecia designul. Lumia 1020 este un lider fără discuție când vine vorba despre claritate și calitatea pozelor. Din punct de vedere tehnic, este cea mai bună cameră de pe un smartphone la moment. Totuși, la nivel de soft, trebuie corectate unele culori. Iar dacă vreți un compromis între comoditate și calitate, Sony Xperia Z1 este cel mai ideal pentru dumneavoastră. O cameră atât de mică are un potențial foarte mare. Acesta a fost review-ul la 3 din cele mai bune camere de pe smartphone la moment. Fii sigur că ai dat like la video, iar pentru review-urile ce urmează, apasă butonul subscribe. Vă mulțumim pentru atenție și pentru comentariile lăsate. Stați aproape pentru episoadele ce urmează. Cu voi a fost Vicu, toate bune!